sacoul ăsta îmi stă foarte rău pe sub sacou. Chiar foarte rău. Deci nu știu ce a fost în mintea mea să iau pe mine tricou pe sub sacou pentru că nu stă bine. În fine, nu despre asta discutăm. Deși cumva ținuta mea este un exemplu bun la categoria așa nu, pentru ceea ce urmează să discutăm. Dar m-am îmbrăcat așa, așa o să rămân, dar o să mă schimb pentru că nu arată ok. Stă foarte zgâit. Deci mă super stresează chestia asta, plus că am două unghii făcute, că am testat niște oje și nu m-am șters. Despre ce discutăm? Nu despre perdeaua nouă pe care o am în spate. În cazul în care ați observat sau poate n-ați observat, acum o să o observați. Mi-am luat perdea nouă. A luat-o mama pentru ea, nu i s-a potrivit și am folosit-o. I-am zis să mi-o aducă mie și o folosesc eu că îmi place mai mult decât cea pe care o aveam. Whatever. Discutăm astăzi despre cum să arătăm cât de cât bine în fotografiile din actele oficiale, adică buletin, permis, pașaport. Mi-am schimbat anul acesta actele, m-am uitat în cele vechi, mi-am dat seama că în anumite poze chiar nu arătam ok, am făcut niște greșeli și am zis să fac acest clip, poate vă ajută cumva și pe voi, poate trebuie să vă schimbați actele și da, o să vă vorbesc din experiența mea cu toată această situație, să zic. În primul rând, ținuta. Este foarte, foarte importantă ținuta. Dacă bluza stă un pic zgâită, o să se vadă de 10 ori mai rău în acea fotografie. Deci ce stă rău se vede și mai rău, ce stă bine se vede mai puțin bine decât în realitate. Nu știu care-i faza cu aceste poze, dar îți anulează trăsături și tot. Deci mare grijă, vă spun eu, din experiența mea la ținută, cel mai bine este să aveți cu voi, pe voi, la voi, un sacou. Chiar dacă este vară, l-ai luat pe tine, chiar dacă orice ai avea pe dedesubt, dacă ai pus un sacou, arăți mai bine, mai aranjată, aranjat, că e valabil și la băieți. Arăți mai bine decât dacă te duci într-un tricou, într-un maieu. Cred că nu este locul de bijuterii, brizbrizuri foarte mari, ceva super împopoțonat, pentru că este o fotografie pentru un act oficial și trebuie să arăți cât mai naturală, cât mai tu. Nu e acolo momentul și locul să te încarci cu mărgele și alte nebunii. Asta este părerea mea cel puțin, poate merg pe o idee preconcepută, dar cred că în actele oficiale trebuie să fii cât mai basic la ținută. Deci un sacou este super potrivit. Aici merge mai degrabă o cămașă, zic eu, decât un tricou sau altceva. Merge o cămașă foarte bine pentru că arată foarte ordonat și îți scoate foarte bine în evidență trăsăturile, dar uite, eu am mers cu un tricou când am făcut fotografia de buletin și am avut peste tricou un sacou și arăta ok, chiar arăta foarte, foarte ok. Mai departe, ținuta, nuanțele pe care le alegem, feriți-vă, credeți-mă, feriți-vă și nu de măgăruși. Vă aduceți aminte acea emisiune, dacă sunteți de vârsta mea, cu siguranță. Feriți-vă de nuanțele super, super deschise, apropiate de nuanța pielii. Mă refer aici la bejuri, nuduri, nuanțe de gălbui, pentru că nu se vor vedea în fotografie. Se anulează orice are legătură cu sau este apropiat de nuanța pielii. Dacă la buletin și la pașaport poza este color, la permis poza este alb-negru și când pui pe tine o cămașă bej, nu se vede absolut nimic și parcă ești dezbrăcată. Și vă spun asta pentru că în 2009, când am fost să-mi fac pașaportul și permisul, că se făceau în același loc, am avut pe mine o cămașă bej și părea că sunt dezbrăcată. Chiar și în poza color din pașaport nu se vedea foarte, foarte bine cămașa. Deci, atenție, merge ceva alb, dar dacă este poza alb-negru, iar nu se vede foarte bine albul, dar merge ceva alb, dar cel mai bine este să vă luați o culoare mai închisă, cumva, care să iasă în evidență prin fotografia respectivă, în fotografie, să nu păreți că sunteți dezbrăcate. În fine. Cam asta ar fi cu ținuta, așa în mare. Părul, iar la păr dat pe spate, mie nu-mi place să-mi fac o fotografie și să am părul dat pe spate sau prins, îmi place să-mi las părul pe lângă față, dar în aceste fotografii trebuie să ți se vadă foarte bine trăsăturile feței, așa că părul pe spate, dat după urechi, cât faci poza, că până la urmă cât durează 2 minute, 3 minute, îți dai părul după urechi și asta este, se văd trăsăturile.
Cred că dacă aveți breton, ar fi bine să vă dați bretonul pe spate ca să se vadă toată fața, pentru că ai atunci pe moment breton, s-ar putea peste 2 ani, 3 ani să nu-l mai ai și atunci nu mai arăți ca în fotografia din buletin. Deci aveți grijă cu bretonul, vă luați o bentiță sau îl prindeți cumva pe spate să se vadă cât mai bine trăsăturile. La acest capitol eu cred că trebuie să ne aranjăm un pic, nu foarte mult, iar nu este momentul să ne aranjăm, să punem sclipiciuri, gene false, tușuri, brujuri colorate, nebunii. Merge un machiaj care să-ți scoată în evidență trăsăturile, care oricum vor fi anulate prin acea fotografie, nu știu ce se întâmplă, dar nu ți se mai văd trăsăturile așa cum trebuie. Și eu zic că puțin machiaj merge și chiar funcționează foarte bine, dar nu ceva foarte, foarte încărcat. Și o să vă arăt exact cum m-am machiat pentru fotografiile pe care le-am făcut. Și a arătat foarte, foarte bine machiajul, mai ales în fotografia de permis, care era alb-negru. Deci, dacă nu mergeam machiată, aș fi arătat horror. Părea că nu am față. Bun. Pentru acest machiaj, eu personal am preferat un fond de ten cu acoperire mai mare, care să, na, să ascundă diversele imperfecțiuni, pentru că v-am zis, mi se pare că prin aceste fotografii iese cei mai rău în evidență. Nu știu de ce, e prea aproape blitzul și... Nu pot să-mi explic. O să folosesc fondul de ten de la Radiant Natural Fix All Day Matte. Îl aplic pe față cu degetul, îl întind așa pe toată fața. Am tenul pregătit tot ce trebuie. Da, nu știu dacă există cineva care să fie mulțumită, mulțumit 100% de fotografiile din acte. Eu am fost în 2009 de fotografiile, mulțumită de fotografiile, de fapt de fotografia din buletin, la permis și la pașaport, v-am zis. M-am dus cu o cămașă bej și părea că sunt dezbrăcată, deci nu arătam deloc, deloc ok. Și m-am dus și mai puțin machiată față de cum m-am dus la buletin. O să întind foarte, foarte, foarte bine fondul de ten pe față și vreau să-mi spuneți dacă voi sunteți mulțumite, mulțumiți de pozele din actele voastre. Acum, ca băieți, nu știu ce să vă recomand. Dacă aveți barbă, aranjați-vă barba foarte, foarte bine. S-ar putea să aveți acum barbă și peste vreo câțiva ani să nu o mai aveți și o să fiți o cu totul altă persoană, deci nu știu cum funcționează chestia asta, dar aranjați-vă și părul, și ținuta, și barba dacă o aveți, pentru că o să conteze. O să folosesc anticioarcănul de la Too Faced, Born This Way, Multi-Use Sculpting Concealer. Îl am de vreun an de zile, cred, și încă nu s-a terminat și am pus prea mult. Un alt sfat pe care vi-l dau este să evitați, nu SPF-ul, crema cu SPF, cât produsele de make-up care au SPF. De exemplu, fondul de ten pe care l-am folosit are SPF 15. Nu de alta, dar produsele care au SPF, cred că știți, în fotografia cu blitz, tenul se reflectă și tenul iese super, super albicios. Așa că aveți grijă la acest aspect. Nu folosiți pudre din acelea HD, cum ar fi pudra aia pe care o am eu de la Makeup Forever Ultra HD Finishing Powder, pentru că, da, dacă nu este bine aplicată, bine întinsă, se vede tenul alb, se vede unde ai aplicat pudra și se vede albicios. Aplic și puțină pudră, mai ales pentru că am tenul mixt și nu vreau să fie lucios, nu vreau să mi se îngrașe, să se vadă sebumul. V-aș recomanda să aplicați, dacă aveți un ten mai uscat, să aplicați extrem, extrem, extrem de puțină pudră și la fel mai mult ca să nu lucească și mă refer aici să lucească într-un mod mai puțin plăcut la poză. Deci o să vin cu pudră, folosesc o pudră de la Criolan, Dermacolor, Camoufla System, Fixing Powder, asta este, nuanța cred că e 3, ceva de genul. O am de la Top Line, mi-am cumpărat-o în vară când au fost la ei niște super, super promoții. Un alt lucru foarte, foarte important este să mergeți cu fondul de ten și pe gât, mai ales dacă
există o diferență foarte mare de nuanță sau nu folosiți un fond de ten mai închis decât sunteți voi la piele, pentru că o să se vadă în fotografie și o să se vadă urât, o să se vadă rău. Așa că întindeți fondul de ten și înspre gât, dacă nuanța este diferită față de nuanța voastră naturală. Deci aveți grijă să fie totul super, super uniform. Bun, să zicem că baza este ok. Și am să trec la bronzer, pentru că da, puțin bronzer o să arate foarte bine. Nu o să se vadă că sunteți dată cu cine știe ce, dar o să-ți scoată în evidență trăsăturile și folosiți. Chiar vă recomand să folosiți puțin bronzer. Eu îl folosesc acum pe acesta de la Maybelline City Bronzer. Îmi place foarte mult, este un produs din categoria ieftin și bun. Îl am în nuanța 100 Light Cool. Se găsește, din păcate, doar pe Notino, adică nu l-am văzut pe la noi prin magazine sau pe site-urile din România. Notino, ok, este notino.ro, dar știți că multe produse vin din afară. Puțin, foarte, foarte puțin bronzer și o să concentrez bronzerul mai mult aici, spre ureche. Urc un pic așa și la tâmple. Nu o să mă duc nici foarte jos. De fapt, ar merge un fel de contouring, mai mult decât bronzer, dar e ok și bronzerul. Nu stăm acum să facem cine știe ce contouring, nu are sens. Puțin bronzer, care să încălzească un pic fața. Merge și puțin blush aplicat. Eu o să-l folosesc pe cel de la Avon, din gama Avon True Color, nuanța Classic Aura, nuanța mea favorită. Aplic super, super puțin. Și am grijă. Bine, o să mai vin cu pensula peste ca să blenduiesc și mai bine. Dar aplic și puțin blush. Ok, cu blush-ul. La ochi spuneam că n-ar fi cazul să venim cu un machiaj super, super complicat. Merge aplicat în pliu un fard neutru, merge aplicat chiar și bronzerul și chiar asta o să fac, o să iau puțin bronzer și îl aplic în pliu, mai mult pentru a contura cumva ochiul. Îl aplic cu o pensulă de blending, asta este de la Pupa. Și insist foarte, foarte bine. Folosesc bronzerul în pliu pentru că ăsta este unul mai degrabă mat. Nu este un bronzer sclipicios și merge. Merge aplicat în zona pliului. Și o să contureze foarte, foarte ok ochiul sau un fard. Dacă vreți să folosiți un fard, nu contează. Este mai simplu. Am bronzerul la îndemână, este mai simplu să folosesc... pentru mine, acum bronzerul. Da, merge și un fard. Și un pic așa cât să conturez. Sprâncenele sunt și ele super, super importante. Așa că vă recomand să le acordați timp ca să vi le aranjați cum trebuie. O să folosesc de la Benefit Brow Styler. Îmi place produsul acesta, funcționează chiar foarte, foarte, foarte bine. Sunt mulțumită de el. Vin acum cu creionul, doar atât că am impresia că este prea închisă pentru mine nuanța, dar e în regulă. O să trec un pic cu peria prin ele ca să blenduiesc produsul aplicat și să le fac cât de cât să fie... Măcar surori, dacă nu vor să fie gemene. Da, și o să trec prin sprânceană și cu un gel pentru fixare. Ăsta este de la Trend It Up și să știți că fixează foarte, foarte bine. Nu-mi place pentru că nu se usucă 100% transparent, dar e ok. E... cumva deschide, pe mine mă ajută acum pentru că acel brow styler este cam închis pentru mine și parcă gelul ăsta mai îmi deschide o idee sprânceană. Dar de fixat fixează, adică vor sta la locul lor și eu zic că un astfel de produs este potrivit, mai ales dacă, nu știu, te machiezi, te aranjezi pentru poza de buletin, dar nu te duci imediat la poză. Poate mai ai alte treburi, te duci peste vreo 2-3 ore
și machiajul să fie și el cât de cât rezistent și să arate bine. Dar acolo te duci la baie sau sunt pe acolo oglinzi și poți să mai retușezi un pic, îți iei cu tine ce crezi că ai nevoie pentru retuș, puțină pudră eventual, un ruj, o chestie de asta. Deci cam asta ar fi cu sprâncenele. O să aplic și rimel. O să folosesc de la Radiant, Magna Lash Mascara. Mascara. Rimelul de la Radiant Magna Lash, care îmi place foarte mult și care este aproape terminat. Este un rimel super, super, super bun, care îmi face niște gene superbe. Ok, hai să aplic rimelul și revin. O să aplic și foarte puțin iluminator, pentru că nu o să se vadă chiar atât de rău iluminatorul. Folosesc Opal de la Becca. O să trec peste toată fața cu această pensulă pe care nu am luat pudră pentru că am folosit-o la pudră și mai are prin ea. N-am folosit-o acum, dar este o pensulă pe care o folosesc mereu la final cu puțină pudră ca să finisez totul și doar trec așa pe aici pe acolo ca să mai blendez un pic, ceea ce nu arată tocmai bine. Ruj. Merge un ruj nude. Pentru mine rujul nude este unul mai roz, nu bejuliu piersiciu, așa că o să merg pe acest gen de nude, dar este o nuanță foarte apropiată, să zic, de nuanța naturală a buzelor mele. Este creionul de la Maybelline, de fapt rujul creion Super Stay in Crayon, îl am în nuanța 25, pe care o găsiți pe Notino. Nuanța asta nu este la noi în magazine. În fine, sunt alte nuanțe, dar asta nu. Și aplic. Este și un ruj foarte rezistent. Și chiar dacă se curăță un pic, nu se curăță urât și tot arată bine. Sau puteți să folosiți un gloss sau un ruj lichid cu finish mat sau un ruj cremos satinat. Depinde ce vă place vouă. Eu am preferat un ruj rezistent ca să nu-mi fac griji că nu o să arate bine și am ales o nuanță deschisă, o nuanță nude. Acum peste ruj vin cu un creion. Eu de obicei așa fac, nu aplic înainte creionul. De cele mai multe ori îl aplic după ruj ca să corectez conturul. Asta este un creion, este unul dintre favoritele mele, Sephora Collection, nuanța, cred că se numește Rosewood. Da, 06 Rosewood și este un creion de ăsta din lemn, care trebuie ascuțit. Și nuanța asta este perfectă pentru rujul Maybelline. Cred că am conturat bine. Să știți că se vede dacă ți-ai conturat buzele un pic aiurea, se vede tot în acele fotografii, absolut tot. De asta zic că un ruj nude e mai ok, că nu se văd atât de mult diferențele, deși ăsta nu este super nude, adică este chiar roz, dar e ok. Am o ușoară asimetrie oricum la buze, mai ales că pe partea asta pe care dorm totul arată un pic mai altfel față de partea dreaptă. În fine, e ok, așa am fost machiată, am ieșit bine în poze sau oricum, sunt mulțumită, am nimerit-o și la haine, n-am mai mers în nuanțe de beige, nude, etc. Și asta este, o să încerc să fac o fotografie și uitați tricoul, cum a luat-o în sus. Deci stă super, super dubios. Nu, așa nu. Da, o să încerc să fac o fotografie cu blitz și să o las pe ecran să vedeți cum arată machiajul meu într-o fotografie cu blitz. Și asta este tot. Vreau să-mi spuneți experiența voastră cu fotografiile de genul acesta, de buletin, permis, pașaport, etc. Cum v-au ieșit? Cred că ce am făcut eu aici este valabil și pentru fotografia de diplomă și acolo, la fel, trebuie să ai o ținută cât mai decentă, să arăți cât mai natural. În fine, la fel, este o fotografie pe un act oficial și eu personal cred că asta este zona pe care trebuie să o abordez și nu să mă duc super machiată, împopoțonată și cu cine știe ce haine pe mine, rochițe înflorate, nu știu ce, o ținută cât mai basic, cât mai clasică, cred că e mai potrivit. Da, spuneți-mi voi părerea voastră în comentarii,
Cum vi s-a părut ideea din acest videoclip? Dacă vi s-a părut un subiect bun de abordat, dacă vă este de ajutor, poate nu, poate mai aveți până vă schimbați actele, habar n-am. Dar vreau feedback-ul vostru în comentarii, voi cum vă duceți când vă faceți astfel de fotografii, cum vă machiați, cum v-au ieșit pozele și știți voi, dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like, un share, să vă abonați în cazul în care nu ați făcut-o deja. Mă găsiți peste tot pe social media cu ID-ul și King Quest și până data viitoare v-am pupat, toate cele bune, la revedere!